După aia bordul, te rog. Da. Da. Eu nu eram aici. Nu eram aici. Abia m-am apucat să vorbesc cu ea mai înainte, numai nu știu. Nu știu exact să vă spun. O să vă spună poliția, probabil. Dar v-a sunat fata? Da, m-a sunat, că a sunat la poliție și că a avut accident și că a lovit pe două femei. Nu, altceva nu știu. Și acum am ajuns și eu mai înainte. Persoana decedat, partea la spital. Da, unde erau? De partea de pe acolo, sabii, veneau spre casă. Erau pe șosea? Nu, era pe drumul curs, deci nu este, nu este trotuar, nu este cale de acces de persoana la acolo, doar pentru mașini, dar fiind în curs, ce știu. De mașină a agățat-o și... Fata câți ani are? 11 ani, după cât ești. 11 ani, în clasa 6-a. 11 ani are. Dar mergeau pe marginea drumului, cum a fost? Da, pe marginea drumului. Pe marginea drumului veneau către casă, că noi stăm aici, în Abicola, numărul 7. S-au dus la alimentară să-și cumpere, cred că ceva, și numai ce am auzit, dar nu a durat o jumătate de oră de când a plecat de acasă și când am auzit. Sunteți rudă? Nu, suntem vecini. Era nepoțica? Nu, 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 suntem vecini, simpli vecini. Da, cele două, ce? Fata, fata, fetița ei, da. Era ea cu fetița ei, stătea în chirie acolo ca și noi. Fata rănită grav, ați văzut? Nu, am vorbit cu asistenta de pe salvare și mi-a zis că e dusă la lui Surcanu, nu m-a zgriată, dar e șocată de ce așa a văzut. Mai are pe cineva fetița? Are pe tata ei, nu cunosc, nu știu da. Pe unde îi, cine îi. Mulțumim, hai. Și la mine? La mine. Ce s-a întâmplat? Gata? Da. Da? Deci, conducătoarea unui autoturism marca Matiz, deplasându-se pe drumul județean 592, la ieșire din localitatea Moșnița Nouă, a acroșat doi pietoni care se deplasau pe partea carosabilă. În urma accidentului a rezultat decesul unei persoane de sex feminin, iar o minoră a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Inspector Crucică de la Serviciul Rutier. Da? Dracu,
eram cu ce. Uite ce asura. Bravo. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Spune-ne. Da, ce se întâmplă? Mergeam spre, am plecat la Oltenia, chiar mergeam în drum spre ieșire din Moșnița, am văzut automat un șir de mașini oprindu-se brusc, până în frână. O altă mașină a depășit o mașină din față, care era un Tico roșu. Acel Tico roșu a croșat cu partea dreaptă o mamă, o femeie care mergea cu fiica ei pe marginea drumului. Fiica mergea pe marginea drumului, iar mama pe carosabil. Doar am văzut când, să zic așa, toată mașina s-a oprit brusc, am încercat să o resuscităm, eu și cu mai un domn, dar sub nicio formă nu s-a putut face nimic. Deci mașina mergea pe partea carosabilă, impactul a fost pe partea carosabilă. Fetița era speriată? Da, fetița a fost foarte traumatizată, foarte... nu mai țipa, scăpați-o pe mama, faceți-i ceva, să vină mai repede ambulanța. Era o doamnă care lucra aici la niște... nu știu cum pe aici prin zonă, pe undeva în chirie, despărțită recent de soț și era foarte traumatizată fiica ei. Spunea că mama ei să facem ceva să o scăpăm, dar din păcate nu s-a putut face nimic. În schimb, ambulanța a venit la aproximativ 7 minute, am sunat și a doua oară că nu mai venea, dar nu s-a putut face nimic, nu mai avea puls. Veneam dinspre Moșnița Nouă, spre Albina și mi-a apărut pe partea carosabilă era o doamnă și o fetiță și între timp mă depășea o mașină și am încercat să evit, să o lovesc, dar n-am mai apucat. N-ai putut să evit și tu că era o mașină în depășirea da, ta? Da, era lângă mine. Am încetinit, am pus frână, dar degeaba. Doamna era destul de masivă și am încercat. Erai singur în mașină? Nu, eram cu niște prieteni, eram patru în mașină. Și cu 5 la oră, dacă e nevoie... Cum te cheamă? Lorena. Și Maria. Ea era pe carosabil, astea e bizor. Că mergeau una de pe alta. Dacă mergeam în două pe... Mă, dacă stau să mergem pe aici pe jos, bate pe două, uite aici ce drum. Nici nu e în comun, dacă nu știa să fiu aproape. Târgu și eu aproape, mă, pe...